Librăria Humanitas, Cartea pe roți, a fost la călăraș în fața Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu. Sosirea în oraș s-a legat de împlinirea unui an de când biblioteca funcționează într-un nou sediu. Cartea pe roți este o autorulotă încăpătoare care are pe rafturi o selecție de mii de titluri de la cele mai importante edituri. Am luptat foarte mult ca librăria Humanitas, Cartea pe roți. Este un proiect care a fost desfășurat în toată țara, să ajungă și la noi. Ei au încercat la un moment dat, acum o lună de zile, să contacteze pe cei de la primărie, în sfârșit s-a produs ceva, dar până la urmă a ajuns. Și a ajuns exact de ziua noastră. Este un proiect care nu face altceva decât să susțină cititul. Nu fac profit din acest lucru. Ei, în momentul în care au venit, vin și fac și o donație bibliotecii, 100 de exemplare. Deci cred că tot profitul pe care îl scot va ajunge tot la noi.